Ca în orice șantier mai întâmpin și niște probleme. Salutare fraților și bine ați venit la un nou vlog. E bine fraților, în spatele meu se află marea și frumoasă echipă de la AKA Group Maintenance, care au venit astăzi să facem o mare, mare curățenie în casă, ca să ne putem apuca de montat mobila. Ia vedeți aici cu ce dubă frumoasă au venit. Este ora 10 dimineața, e foarte frig afară. Haideți în casă că e mai călduț și să ne apucăm de treabă, pentru că și așa n-avem lumină în casă și la 3 se dă stingere aici, nebun. Și mai avem încă o problemă, dar o să povestim asta în interior, că mor de frig. Fraților, evident, ca în orice șantier mai întâmpin și niște probleme. Vorbeam cu oameni dragi de la AKA și le spuneam, băi, la 3 nu mai avem lumină, că na, se face noapte afară, nu avem ce să facem. Și am zis cu atelui Ioane, bă, hai să încercăm să punem un bec, după cum vedeți, am încercat să punem un bec aici, să reglăm situația. Și nu merg, adică nu merge, este curent doar în prize și, nu știu, de exemplu, ventilatorul de la baie mai funcționează, dar toate luminile de sus nu funcționează. Am încercat să punem câteva becuri în mai multe locuri și niciunul nu funcționează. Am chemat acum un electrician să vedem care este situația. Eu am sunat și la cartier, am întrebat de ce se întâmplă asta. Tatiana mi-a zis că s-ar putea să le fi montat noi greșit. Nu știu, că mi-a zis că dacă n-ai pus un spot bine, nu merge niciunul. Astea nu sunt spoturi, n-am înțeles exact. O să vină cineva sigur care știe mai bine să ne ajute în această dilemă. Au început băieții de sus să facă curat, pentru că mobila de sus o să vină prima dată. Așteptăm să vedem ce facem și cu electrica și după aceea revenim. Fraților, se muncește de zor, se face curățenie de zor. Ia vedeți aici numai câte soluții, câte chestii, câte... Uitați-vă la mopul ăsta, Transformers, așa, nu știu, am cumpărat și eu un mop de ăsta cu abur, dar parcă nu așa Transformers, ăsta are 20 de kg așa. Din câte am înțeles, o să termine astăzi toată distracția, ceea ce este foarte bine până se înserează, că unde smulți puterea crește și dușmanul nu sporește și casa nu e atât de mare încât să nu ajungă timpul, că e ora 10 până la 3-4 terminăm. Nu pot să-l sun pe Octavian, fraților, să văd situația cu electrica. Nu știu, am încercat de pe telefonul meu, de pe telefonul Ioanei, nu e semnal, nu știu, dă call failed în continuu. I-am scris pe WhatsApp să sperăm că răspunde. Și după ce terminăm la căsuță, trebuie să mergem să luăm un pat. După lupte seculare am dat și eu de Octavian și mi-a anunțat că încă nu i-a răspuns inginerul de pe șantier cu electrica, electricianul nu i-a răspuns la telefon și că încă nu poate să-mi zică când o să vină cineva să rezolvăm situația. Nu știu dacă o să mergem după pat, că Ioana nu prea se simte bine și oricum au fost părinții aseară să ne arate modelele și poate să-l comande ei. E un pat foarte mișto, e gri așa, cu tapiserie, cu piele, cu USB-uri în pat, cu s-a terminat șmecheria să mă arăge Axana. Și ce să facem? Așteptăm să ne sună Octavian să ne zică ce facem cu electrica. Astăzi trebuie să ajungă și a doua cădiță de duș, a ajuns prima cădiță de duș. Trebuie să ne apucăm de montat și momentan stăm. E 10:30, aș mânca și eu ceva, nu știu exact ce să facem, dar revenim cu update-uri. Fraților, am plecat de la căsuță pentru că am venit să facem niște cumpărăturici rapide, pentru că nu prea mai aveam nimic în casă și ne era și foame și n-aveam ce să mâncăm. Punem astea în mașină, mergem acasă și ne facem ceva, o omletă, o ceva să mâncăm și noi. Și după aceea așteptăm să vedem când mergem înapoi, să vedem ce au făcut frații noștri de la AKA și poate rezolvăm și cu electrica astăzi, ar fi minunat. Fraților, nici n-am stat bine acasă, am mâncat ceva și dintr-o dată primesc telefon. Terminăm curățenia în 10 minute, dacă poți să vii. Am zis, opa, 10 minute, ești nebun la cap. Am luat preșul nostru de pe hol, pentru că acum dacă e curat, trebuie să avem un preș, papuși de casă. Se transformă căsuța noastră în casă pe bune. Și hai să mergem să vedem ce au făcut, pentru că sunt tare, tare curios cum arată casa curată. Frații noștri de la AKA tocmai au terminat curățenia, imediat ce se usucă o să intrăm să ne uităm exact. Vine imediat și electricianul să se uite la problema cu becul. Vă mulțumim tare, tare mult pentru ajutorul acordat. AKA Group Maintenance, cea mai tare firmă de curățenie de pe piață, fraților, dacă vreți să faceți curat ca lumea în casă, știți pe cine să sunați, da? Mulțumim mult! Și, doamne ajută, să sperăm că rezolvăm și cu lumina astăzi. Băi, fraților, nu-mi vine să cred că în sfârșit stau în papuci de casă, în casa asta, și nu mai stau încălțat cu varpa, didaș, pe pantaloni, pe tot ce trebuie. Stau în papuci de casă. În sfârșit vedem și noi ce culoare are parchetul ăsta. Am aflat adevărata culoare a parchetului. Gresia asta am observat și adevărata ei culoare. Acum este pe drum și electricianul, care va veni să ne ajute cu luminile, să vedem ce este greșit. Haideți și sus să vă arăt cât de frumos este. Bă, dar ce îmi place curățenia așa. Wow, cât de frumos este. Scările astea care... Știți problema mea cu scările, că nu sunt aceeași culoare cu parchetul. Și miroase în casă, nu mai miroase a var, nu mai miroase a vopsea, miroase a floricele, a soluții, a chestii de curățenie. Uitați-vă cât de frumos este.
Uitați-vă, asta e scara pe care am folosit-o ieri să punem un bec și n-am reușit. Wow, 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 poți să mănânci de pe jos, atât de curat este, da? Deci este absolut superb. Mai avem puțin, mai avem foarte, foarte, foarte puțin. Așteptăm electricianul și revenim cu update după ce pleacă. Dragi abonați ai acestui canal, dragi urmăritori al acestor videoclipuri, în sfârșit pot face acest gest. Evident că eu aveam falsa impresie că lumina se aprinde de aici, dar la nu de vede. Evident, ce credea? Că se aprinde de aici lumina. Total greșit! Au venit băieții și mi-au spus, nu, de aici se aprinde lumina. Și acum gândeam că asta e pentru afară. Și ia vedeți, 3, 2, 1. Bum! Avem lumină în sfârșit. Bine, eu un bec pus la mișto. Asta așa e, eu un bec pus la mișto. Doar că l-am pus pentru că se face beznă aici, de după ora 4. După cum vedeți, este 4 fără un sfert, uitați-vă cum e afară, deja urmează să apună soarele și nu o să mai fie lumină, în maxim jumătate de oră nu o să mai fie deloc lumină. Și dacă vrei să vii să montezi o mobilă, un dulap, un televizor, o canapea, o ceva și îți ia, să zicem, 2 ore, da, și vii la 4, nu prea pot. Așa că am pus becurile astea la mișto până când rezolvăm cu spoturile pe bune și cu lumina pe bune și veniți și sus, dragi prieteni, veniți în dormitorul matrimonial și... BUM! Avem și aici lumină, vă bine să credeți, mama, dar este un ecou, ecou, ești nebun! Avem și un bec aici, ne-au ajutat băieții foarte drăguți din partea lor că ne-au ajutat să punem un bec și aici. Și avem, evident, și în biroul bossului, avem și acest bec. Am pus cele 3 becuri care o să fie absolut necesare pentru montarea mobilei. Fapt, e drum aici, că avem lumină, ce naiba, stăm așa pe tuneric să ne uităm după geamul, după astea. De mâine vor veni băieții și o să monteze și mobila. Fraților, și așa arată destul de întuneric, acum nu mai puteți vedea, dar așa arată băile curățate, în sfârșit. Vedem și noi cum arată băile noastre, nu, Ioana? Da. Vezi că am primit misiune de la taică, tu trebuie să mergi la Băneasa, să ne luăm saltea. Da. Acum. Bine. Bine. Se pare că ziua noastră și daily vlogul nostru continuă, mergem să luăm salteluță pentru pat. Fraților, am venit până la magazin aici să căutăm niște saltele. Ioana vrea o saltea exact la fel cum are ea acasă și este supărată că nu mai găsim acum salteaua pe care o are ea. Și acum trebuie să căutăm altă saltea. Ea și vrut cu puțină spumă de memorie și cu niște arcuri împachetate. Ei nu prea îi place spuma de memorie, ea vrea patul mai moale, eu vreau patul mai tare. E mai complicat. Uite, așa trebuie să nu-ți iei. Uite așa, cu arcuri normale. Că sar arcurile astea și e îngrozitor. Păi să ne uităm după saltele cu arcuri împachetate individual. Aici nu e niciuna. Astea sunt arcurile așa și dacă sare, sare mult pe ea sau așa, în timp o să sară arcul, pa, frumos, și să te lovești în el și să mai scoată și zgomote arcul ăla. Bine, le-au pus și ei super bine, că poți să te așezi așa, gen, dacă e pe diagonală, știi ce zic, să testezi salteaua. Da, uite, astea sunt arcurile împachetate individual. Dar poți să-ți iei cu arcuri împachetate individual și stratul ăsta de aici să fie cu spumă cu memorie. Adică să fie tare? Nu trebuie să fie neapărat tare. O testez chiar acum. Nu-mi dau seama, nu mă pot așeza pe ea. Fraților, nu i-au plăcut Ioanei saltelele din magazinul ăsta, va trebui să schimbăm magazinul. Și între timp mi-am găsit o gecuță pe care vreau să mi-o achiziționez. Îl luăm gecuța, nu mai filmăm din mall că suntem un pic pe fugă. Și după aceea mergem la alt magazin de mobilă să vedem dacă găsim o salteluță. Au rezolvat de cu saltea, cu patul? Da, am vorbit cu domnul de la magazin să ne păstreze patul. Mai trebuie să vină în seara asta să le dea un avans și după aceea o să discute despre ziua în care o să vină și patul la noi acasă. Încet, încet terminăm treaba. Băi, am o mare problemă, ajutați-mă și pe mine, vă rog eu. Ioana are o problemă. Când venim aici la magazin, îi plac camerele astea deja făcute, aia, dormitoare. Toată lumea se uită la ele, nu sunt singur. Tu ești singurul care nu se uită. Ce stă, se uită, mai învârte perna aia, mai învârte asta. Se mai așează în pat. Se mai mută pe partea cealaltă. Se duce, ia uitați-o. Dar toată lumea face. Explorează, uite, mașina de spălat. Explorează, Ioana. Oh my god, o lumânărică roz, nu pot să cred, Andrei, vreau lumânărica roz. Oh my god, nu vine nu să cred. Nu mai bulia. Ești contra bullying-ului. Camera asta ar fi perfectă. Așa, cu asta roz? Da. Arată îngrozitor. Bine, da. Cred că am găsit saltea câștigătoare, este o saltea cu arcuri împachetate. Este 1800 de lei. Dar mi se pare super ok la 1800 de lei. Multă lume m-a criticat, fraților, când am zis că acea canapea pe care am luat-o de 7000 de lei a fost ieftină. Mă, nu, să nu mă înțelegeți greșit, mi se pare foarte mult 70 de milioane, dar mi s-a părut ieftină pentru o canapea în stilul acela, pentru că există canapele de 3 metri, deci o canapea de 3 metri pe 2 metri 22. Canapelele de genul ăsta încep de la 8000 până la 15000, 20000 de lei. Adică e un preț ok. Adică trebuie să înțelegeți că mie mi s-a părut ieftină canapea aia pentru ce canapea era versus câți bani costa versus din ce magazin am luat-o, pentru că am luat-o dintr-un magazin destul de scump de mobilă. Da, adică
față de restul canapelor, asta cred că era cam cea mai ieftină de acolo. Era unde care ajungeau și la 15-20 de mii de lei, adică aia la 6.000 chiar era mult mai ieftină decât restul. Exact, și există canapele de 6.500 de lei care sunt nu 3 metri, sunt 2 metri jumate pe 1,50 m. Ești nebun. De asta să nu înțelegeți că suntem noi niște aroganți și că ne dăm fente că vezi, domnule, 65 de milioane nu-i mult. Ba e foarte mult, dar ne-am dat atât multe canapele și ne-am obișnuit atât de mult cu prețul canapelelor încât 6.500 de lei, oh my god, hai să o luăm, înțelegeți? Care a fost raționamentul? Între timp ne mai gândim dacă să luăm salteaua. Este de o fermitate medie, este cu arcuri împachetate, este fără spumă cu memorie, pentru că aia cu spumă cu memorie era mai tare, era mai ferm așa și era mai nasoală. Salteaua pe care o am acasă la ai mei e cea mai bună saltea, doar că e dintr-un magazin din Dâmbovița. Cam departe, dar să știi că mie îmi place asta, chiar îmi place, nu știu. E în Răcari. Răcari, nu știu unde e Răcari. Dar ce știu e că e mișto saltea asta. Da, chiar e tare saltea asta, da. Și e kind of cheap. Din nou o să-mi sare lumea în cap, dar nu e, da, dar nu asta, asta pe care o am eu acasă e 1400 de lei. Nu e asta? Are fix același desen. Nu, asta e memory foam. E chiar o saltea foarte mișto, nu știu dacă o să o cumpărăm sau nu, să se hotărească Ioana, că ea e mai pretențioasă la saltele. Foarte Ioana, confortabil. Prea multe plusuri acasă. Da, știu, dar n-am spus, numai în cap, în casă, atâtea plusuri. N-am spus că mi-l doresc, doar m-am uitat la el. Ba da. Ba nu. Deci în cazul în care nu știați despre plușurile astea, sunt gen, a fost organizat un concurs și cei 5 copii care au făcut cele mai amuzante desene, li s-au transformat desene în plușuri și asta e fix genul de pluș pe care l-a fi desenat Andrei când era sincer, mic. Sincer, sincer. Este o vânătă mașină. Și mai avem și asta, că e o chestie plată. Ce funny. Dar chiar îmi plac. Dar chiar sunt drăguțe. Da, asta, asta ce mi se pare cel mai drăguț. Uite asta, mi se pare ce arată ca tine, uite. Chiar arată ca tine. Vine și în ultimul magazin de mobilă, doar că nu ne-a plăcut nicio salteluță. O să o luăm pe cealaltă pe care am văzut-o anterior de ne-a plăcut la 1800 de lei. Aici, bine, ne-a plăcut una, sincer, dar era 5000 de lei. Mi se pare mult prea mult 5000 de lei pentru o saltea. Trebuie să mergem spre casă, o să ne vedem acum și cu câțiva prieteni de-a lui Sherry de la Craiova. Mai exact cu Jugănaru și cu Armando. Și da, fraților, cred că o să încheiem vlogul de acasă. Fraților, ne-am întors și noi acasica după o zi lungă și productivă, fraților. Ne-am trezit de dimineață, am făcut curat. Bă, dar ce se aude, mă, în baia aia? Ai pus rufe la spălat? Da. După o zi lungă și productivă, ne-am trezit la 10, au venit frații noștri de la AKA Group Maintenance, ne-au făcut curat, după aceea am pus lumine, după aceea am găsit salteluța pe care o vom comanda mâine. Mâine ne ajunge și patul care a fost achiziționat. Mâine vine să fie livrat și montat în aceea zi, deci suntem gata să ne mutăm, mai avem foarte, foarte puțin și voiam să vă arăt ceva foarte rapid înainte să încheiem. Cei de la Achiris nu este sponsorizare plătită sau ceva de genul acesta, știți că suntem prieteni de foarte mult timp cu frații noștri de la PC Coolers și merită să promovăm ce trebuie promovat, da? Ne-au trimis cele 3 noi modele de căști, avem aceste căști Sirius, sunt cu fir toate, momentan o să scoată și wireless, mi-au promis. Sincer, nu știu să vă spun specificații, știu că am testat un model din ele, cred că pe acestea le-am testat la începutul anului, când încă erau în faza beta și se aud foarte, foarte bine. Nu știu exact să vă spun cât costă, dar știu că se aud foarte bine și sunt convins că sunt la un preț foarte, foarte accesibil și foarte, foarte bun. Cu microfon frumos pentru toți gamerii, după aceea mai avem aceste căști Vega, care sunt RGB frumos, cum îmi plac mie, cu luminiții, cu toți băieții, ador RGB, sunt foarte frumoase și astea, la fel cu microfon pentru toți gamerii, ia uite, Deep Bass, Virtual Surround, chestii nebunii, cu controller, cu nebunii, sunt foarte, foarte mișto și mai avem un model, Altair, care sunt și ele tot RGB, dar nu sunt rotunde, sunt așa. Foarte multe să vă zic despre ele nu pot în momentul de față, pentru că încă nu le-am testat, dar o să le testez pe toate și o să vă spun mai multe. Dar tot ce pot să vă spun este că, fraților, dacă vreți periferice de gaming la un preț foarte bun și la o calitate foarte bună, Achiris, frații noștri, din nou, nu este promovare, de la ei avem și această carcasă minunată de calculator pe care o știți deja, care și aceasta este la un preț extraordinar de bun, nu există mai bun. Și vreau să vă spun ceva foarte, foarte rapid înainte să încheiem acest videoclip. Propun să mă reapuc de gaming pe acest canal de YouTube. Nu o să mai facem pe canalul secundar, cred că pe el o să continuăm să postăm reacții sau ceva de genul acesta, dar vreau pe acest canal, începând de săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, pe la finalul anului, așa, vreau să ne apucăm să facem live stream-uri și să facem clipuri de gaming. În live stream-uri o să facem live stream, nu știu, o oră, două, trei și din live stream o să facem clipuri cu highlights, cu chestii de Fortnite, de Among Us, de Minecraft, de ce vreți voi. Lăsați în comentarii ce idee aveți și voi, pentru că mi se pare foarte mișto. Îmi place foarte mult să mă joc pe calculator și dacă tot îmi place așa de mult, de ce să nu vedeți și voi? Și să venim cu cât mai mult conținut pe canal. O să revenim și cu funcțiile noi de membership, care vor fi vitale când ne vom reapuca de live stream și o să vedeți de ce și pregătim multe chestii mișto pentru voi. E bine, fraților, aici vom încheia și noi acest vlog. Eu am fost Gami ca întotdeauna, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!